dimineața, bună ziua sau bună seara. Depinde când te uiți la acest video. Suntem în natură. Eu sunt omul cu natura, iar astăzi vă duc în natură. Mergem în pădure. Pădurea de aici, de la țară, de la mine. Mergem să culegem iască. Știți ce aia e iască? Și eu am aflat de curând. Se folosește în apicultură și nu numai. Haideți că pe parcurs vă voi da câteva detalii despre iască. Luăm telefonul la braț și plecăm spre pădure să ne bucurăm de natură! Hai! Așadar, ne-am echipat și am pornit la drum. Un drum care e destul de rustic, după cum se vede, dar destul de plăcut până sus în pădure. E puțin urcuș, dar cu bunăvoință l-am urcat. O vreme de început de decembrie, aer curat, mi-am luat și doi însoțitori cu mine ca să nu merg singur și ca să se bucure și ei de natură. Pe drum ne-am făcut și un mic prieten, pot să zic că am adoptat un cățel pe termen limitat. S-a ținut după noi tot drumul, până în pădure, prin pădure și înapoi spre casă. Costelaș, ce faci? Bă, prietenaș! Dar ce este iasca? Iasca este și rău și bine în același produs. Iasca este o ciupercă în formă de copită de cal, de culoare gri sau albicioasă, care poate fi mică sau mare, până la 30 de centimetri. Este întâlnită în păduri, dar și în grădini sau parcuri. De ce zic că este rău? Păi este o ciupercă parazită și saprofită, fibroasă, lemnoasă și atacă fagii, mestecene, stejarii, plopii, paltinii și aluni. Slăbește trunchiul copacului, ducând în timp la ruperea sa. Ciuperca trăiește și după moartea copacului, ajutând la descompunerea lemnului. Apare în zona unde copacul a suferit răni sau unde a avut rengi rupte. Dacă un copac dezvoltă iască și noi observăm chestia asta, trebuie să luăm în considerare că acel copac e necesar a fi tratat. De ce zic că este un lucru bun iasca? În istoria omenirii ea a fost folosită la aprinderea și păstrarea focului, deoarece prin uscare ea devine inflamabil. Se spune că oții, omul preistoric descoperit într-un ghețar din alb, care a trăit acum 5.000 de ani, purta cu el o bucată de iască. Hipocrate o menționează în secolul 5 ca remediu cu proprietăți antiinflamatorii și cauterizante. De fapt, ca și proprietăți, iasca oprește hemoragiile cauterizând rănile. Este indicată în tratarea hemoroizilor și altor afecțiuni ale vezicii urinare. În China era folosită pentru tratamentul crizelor de ficat și a unor forme de cancer. Tot Hipocrate menționa utilizarea unor corpuri spongioase care apăreau peste jar și alun și pe care le-a numit iscas pentru cauterizarea regiunii stomacului. În prezent se folosește în pescuit, deoarece ea are proprietatea de a absorbi apa, ajutând pescarii la uscarea momelii. O altă utilizare este ca obiect decorativ, folosită în decorarea spațiilor rustice și nu numai. Apoi mulți o folosesc pentru confecționarea pălăriilor și a unor obiecte artizanale. Dar cea mai mare utilizare la noi în țară este în apicultură. Apicultorii sau stuparii recoltează iasca, o pun la uscat, după care o folosesc pentru a produce fum în afumătoarea pentru albine. De ce se folosește la albine? Pentru că fumul de iască are proprietatea de a calma albine. Destul de interesant, nu? Deja toamna și-a lăsat amprenta pe copacii din pădure, în sensul că toate frunzele au căzut și pe jos e un covor ruginiu. Oricum, cred că ar fi mai bine să tac și să vă las să admirați peisajul, care e destul de mirific. Iar pentru cei care vor să vadă cum e să mergi prin pădure sau cei care vor să-și amintească cum se aude când mergi prin pădure, ascultați doar sunetul frunzelor sub picioarele mele. După cum vedeți, o parte din pădure este deja ninsă, foarte puțin, dar are așa o ușoară perdea de zăpadă. Ai găsit aici câte? Da, două, trei? Da. Să dă ușor jos. Da.
da, care mai poate putrețele mai... Iasca care am găsit-o se afla pe un copac trântit deja la pământ de multă vreme, deci era un copac putred, un fag, dar am găsit și iasca pe copaci mai tineri, copaci care erau rupți și rămăseseră în picioare. E bine atunci când nu cunoști locul să-ți iei un GPS cu tine. Eu mai știu drumurile de aici, cât de cât, acum să vă zic exact, nu știu unde sunt. Bine, sunt în pădure. Cățelul care l-am adoptat pe drum, văd că se ține după noi. Și cu cutreieră toată pădurea. Toată pădurea aceasta este o pădure de fag. Din cauza asta găsim mai ușor aceste ciuperci numite în termen popular iască. Dacă doriți să vedeți un video cu pădurarul zonei să ne zică câteva cuvinte despre pădure, despre cum ocrotim pădurea și despre cum trebuie să ne purtăm cu pădurea, lăsați-mi un comentariu în secțiunea de jos a comentariilor. Este un aer extraordinar de puternic și de curat și este o liniște teribilă. Așa că dacă mergeți în pădure, mai ales în perioada aceasta, înarmați-vă cu bocanci, cu o geacă nu prea groasă, nici prea subțire și un fes pe cap și e bine să aveți ceva care să vă protejeze de animalele sălbatice, că acum găsim și animale sălbatice în pădure. Aici, din câte am înțeles, sunt vreo 2 urși, am înțeles chiar de la pădurarul zonei și s-ar putea să fie mistreți. Lupii încă n-au ajuns pe aici. Pentru cei care sunt din zona aceasta, sigur cunosc anumite locuri din pădurea aceasta și îi sfătuiesc să se întoarcă acasă dacă sunt plecați și să mai guste puțin din aerul curat din această pădure, pentru că pădurea merită vizitată, oricând, numai că trebuie să avem grijă de ea, pentru că avem prostul obicei, unul dintre noi, să nu avem grijă de ea. Încercăm să ne întoarcem acasă, deoarece este puțin cam târziu pentru a sta în pădure. Sensul că este ora 3:30-4, 16. Și acum încercăm să coborăm spre vale. O să vă mai arăt câteva cadre cu pădurea. Și mergem acasă. Și nu uitați, abonați-vă la canalul Omul cu Natura. Să mai vedeți videouri de genul acesta, în natură și despre natură, sau cu și despre oameni, pentru că și oamenii fac parte din natură, nu? V-a plăcut? Aștept un like. Nu v-a plăcut? Aștept un dislike. Dar pe bune, nu ți-a plăcut natura, cum să dai tu dislike la natură? Poate mie, da, dar naturii iubește natura. Ocrotește natura ca și ea să te ocrotească, nu? Am găsit și una. E bună. Am găsit și una. Cum?
așa, că voi dai de toată. Gunoaie trebuie igienizată. Într-o zi am să vin cu sacul pentru a culege gunoaiele de prin pădure. Se merită să luați un sac cu voi. Am fost neinspirat și nu am luat de data aceasta, dar se merită de luat un sac de gunoi cu voi pentru a culege gunoaiele. Noi știm să avem grijă de natură, unii dintre noi. Se fac trăfici. Să și bufnitură aici cu moștia cu pas. Acum, mai pe brânci, mai cu o căzătură, mai cu o alergătură, am reușit de am ajuns la marginea pădurii și ne îndreptăm rapid spre casă. Să știți că de obicei în pădure se întunecă mai repede ca în spațiul din afara pădurii, deoarece pădurea e umbrită mai mult de copaci. Mă poți găsi și pe Instagram, unde de obicei mai postez diferite fotografii sau, eu știu, diferite story-uri. La fel mă poți găsi pe TikTok, unde și acolo mai pun diferite videouri. Sau dacă vrei să socializăm cu mai mulți iubitori ai naturii, intră pe grupul de Facebook Oameni cu Natura. Nu știu dacă mi-a ieșit, dar în acest video am încercat să las mai mult din sunetul pădurii și să îți aduc un fel de stare de relaxare, deoarece cel puțin pentru mine natura mă relaxează. Dar dacă vrei sunete mai bine făcute sau videouri mai lungi care să te relaxeze, poți intra pe canalul de YouTube Mood Chaser, un canal în care sunt sunete de relaxare, videouri de relaxare, diferite capturi din păduri, din natură și nu numai din păduri și din natură, sunt și capturi de sezon, că și așa vine Crăciun. Poți intra și pe canalul Mood Chaser, îți las un link în descrierea acestui video și vezi dacă îți place. Dacă îți place să te relaxezi, pur și simplu dai drumul la video, asculți un sunet de relaxare sau o melodie de relaxare sau chiar melodii de sezon. Aceasta este o parte din iasca pe care am cules-o, ciupețile de pe copaci. Pentru jumătate de oră, 3 sferturi de ore în pădure, eu sunt mulțumit. Așa că am făcut și mișcare, ne-am bucurat și privirea, ne-am bucurat și organismul cu aerul curat din pădure. Vă sfătuiesc și pe voi să mergeți în pădure pentru mișcare, în natură și să vă bucurați de natură. Dacă ți-a plăcut, lasă-mi un like, ca de obicei, ca în fiecare video, cum îți zic. Dacă nu ți-a plăcut, lasă-mi un dislike. Dacă vrei să mai vezi videouri de genul acesta, te rog, abonează-te. Acolo jos, butonul de abonare sau subscribe și apasă și clopoțelul de lângă ca să fii informat de câte ori postez. Și distribuie acest video și la prietenii tăi, familie, prieteni, amici, cunoscuți, necunoscuți, să vadă și ei ce ne poate oferi natura și cu ce ne poate bucura natura. Îți mulțumesc că ai stat cu mine până la final și nu uita, ocrotește natura ca și ea să te ocrotească și pleacă la mișcare în natură, pentru că pierzi foarte mult dacă nu faci mișcare în natură. Așa că îmi sună și telefonul. Trebuie avut. Lasă ca. Acum ne vom îndrepta. Vă spun
parte. Minus un grad? Să nu avem grijă. Oh, e bine.